Conștient că va costa enorm bugetul local, sute de milioane de lei vechi lunar, primarul Marian Dragomir spune că totuși înclină pentru construirea unui al treilea adăpost pentru câini. Acesta afirmă că, decât să nu se facă nimic pentru diminuarea numărului câinilor fără stăpân din Brăila, ar prefera să aloce sumele uriașe de care ar fi nevoie ca o mie de patrupede să fie strânse de pe străzi. Acesta a precizat că cifrele finale privind costurile cu construirea și funcționarea unui astfel de adăpost vor fi prezentate în cadrul ședinței Consiliului Local de la sfârșitul acestei luni. Vom decide după aceea, după discuțiile cu cei din Consiliul Local, dacă aceste cheltuieli sunt oportune. Ni le asumăm și vom avea anul viitor al treilea adăpost pentru câini, cu o capacitate de 1000 de câini, sau vom vedea în funcție de deciziile pe care le vom lua cu toții. Sunt costuri de sute de milioane de lei pe lună, cu ceea ce privește hrana animalelor utilitățile, cheltuielile pentru personal, iar la personal am inclus muncitori, un medic, nu o schemă încărcată cu personal, TESA, administratori, și așa mai departe. Acesta mai spune că dacă aleșii locali nu vor fi de acord cu această cheltuială, atunci cetățenii vor fi informați că a fost strict decizia Consiliului, așa încât ulterior să nu se mai arunce vina pe executivul primăriei. Dacă, în schimb, considerăm că aceste costuri sunt foarte mari și vom avea o opoziție a consilierilor, atunci vom prezenta Brăilenul că aceasta este decizia Consiliului și vom rămâne în situația actuală. Între timp, primarul îi îndeamnă pe cetățeni să-și sterilizeze animalele, inclusiv pe cele pe care le îngrijesc pe stradă.